Record de accidente în mini-vacanța de 1 iunie pe șoselele din Prahova. Două persoane și-au pierdut viața. După ridicarea restricțiilor de circulație, numai 3 zile, medicii de la Serviciul de Ambulanță Prahova au fost solicitați să intervină la 18 evenimente rutiere. În cele 18 accidente s-au înregistrat 17 victime, care au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești. Astfel, în prima zi a mini-vacanței, sâmbătă 30 mai, au avut loc 5 accidente la Puchenii, Moșneni, Bănești, Drajna de Jos, Vâlcănești și Vârbilău, 6 persoane, printre care și un minor în vârstă de 13 ani, fiind transportate la spital. Cel mai grav eveniment s-a dovedit a fi la Vâlcănești, după ce doi bicicliști au intrat frontal unul în altul. În urma impactului, un bărbat în vârstă de 31 de ani a ajuns în comă profundă la Spitalul Județean Ploiești. Din păcate, victima a decedat. Duminică, 31 mai, s-au înregistrat alte 7 evenimente rutiere soldate cu 10 persoane rănite. Una dintre victime, un tânăr în vârstă de 27 de ani, a decedat. Iar luni, 1 iunie, au avut loc alte 6 evenimente rutiere.